Scandalul pentru averea Ilenei Ciuculete pare a fi fără sfârșit, iar mai nou războiul se dă pe rochii, poșete și bijuterii. Are amănunte colega mea Hermina Hagianu. Hermina, te ascultăm. Bun găsit, Ramon, așa este. Scandalul pentru averea Ilenei Ciuculete pare că nu se mai termină. La niciun an și trei luni de la moartea regretatei artiste, fiii săi, Mugurel și Cristi, se pare că nu au ajuns la nicio înțelegere cu tatăl lor. Acum cei doi cer contravaloarea lucrurilor personale ale artistei, constând în haine, bijuterii și genții care valorează 10.000 de euro. Citez: avem documente și acte doveditoare că acest om a luat totul. Noi nu vrem să recuperăm poșetele, mobilierul și aurul, pentru că știm că unele nu mai există, ci vrem să fim despăgubiți la contravaloarea obiectelor. Am înțeles că și el este soțul ei și că are și el drepturi, însă a luat tot, iar pe noi ne-a fraierit, ne-a înșelat. Dacă era cinstit, nu ajungeam la tribunal, că nu ne convine nici nouă această situație. Vom vedea ce se va decide, a declarat Mugurel. Hermina, mulțumesc.